pe care ți-e și milă să le mănânci. Iată ce pot face două mâini dibace și câteva cuțite bine ascuțite. Aici avem un păun dintr-o ridiche chinezească care se punctează cu ridiche, cu castravete și cu morbă. Aici un buchet din trandafiri din sticlă, pepenele, care este vedeta acestui montaj, pepenele verde, pe care se poate scrie cu mare atenție și migală, indiferent, un logo, o urare. Gabriel Tiron lucrează ca bucătar la vagonul restaurant al trenului Galați, Oradea. A fost mereu pasionat de arta culinară și mai ales de aspectul pe care îl are mâncarea. Nu s-a gândit până acum 8 ani că poate transforma un pepene într-un trandafir uriaș sau o ridiche într-un păun. Tot a început de la o fotografie văzută într-un ziar. Era un pepene sculptat. Și chiar mă întrebam, cum l-a făcut? A început chiar cu un pepene. Dacă el era modelul primordial, de acolo am pornit. Bine, până a ieșit o operă de artă, cred că am stricat vreo două basculante de pepene. Gabriel Tiron reușește numai câteva clipe să transforme aproape orice fruct sau legumă în floare, fluture sau pasăre. Normal se începe cu o tăietură în cerc. Petalele se fac în felul următor. Petală cu petală. Restul e îndemânare și mult exercițiu. Aproape gata, mai urmează numai puțin decor. Au apărut niște cale. Niște cale care sunt făcute din finocchio cu pistilul din morcov. Și dacă modelatul pepenelui vi se pare o treabă cam dificilă, maestrul nostru culinar vă arată ceva mai simplu. Să taie niște petale și cu cât o ții în apă, foghează, de preferință, ea se umflă. Acesta este secretul. Acesta este secret. Maestrul abia mai face față solicitărilor, iar la aniversările prietenilor, gălățeanul se transformă din invitat în personaj principal. Trebuie să fac iarăși spectacol acolo, că nu pot să stau degeaba, toată lumea este în extaz. Vă transformați din invitat în sărbătorii. Trebuie să stau un pic mai pe locul 2, că invitatul... să-și vadă de treaba lui. Gabriel Tiron lucrează acum aproape cu ochii închiși. Nu a uitat însă primele sculpturi pe care le-a făcut, iar temuratul mâinilor și emoțiile de atunci nu i-au dispărut din minte. Încă de la primul concurs a obținut premiul întâi. Acum, maestrul gălățean lucrează la un alt proiect culinar foarte migălos, geleurile 3D, pe care speră să le ofere pentru degustare peste câteva săptămâni. O minunată.